Slăviți să fie Domnul! Amin. Este minunat să lăudăm numele Domnului. Probabil să avem și seri mai prelungite care au început la ora 6 și am terminat când m-au lipsit, că nu mai puteam. Și atunci putem să cântăm, să ne rugăm, să cântăm, din nou iară să ne rugăm și să cântăm slăviți să fie Dumnezeu. Suntem invitați. Nu vreau să spun că ceasul s-a oprit pe zbujoanul nostru. Dumnezeu a dat înțelepciune și știu să le folosim. Amin. Dar toate timp care a mai rămas, doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Prin harul Domnului, mesajul în această seară este stăruința în credință. Amin. Când s-a rugat sora Gabi, mi-aduc aminte, s-a rugat pentru credință, amin, pentru mintea noastră sănătoasă. Când a cântat sora Marina de Dea, de asemenea, a cântat despre credință și m-am bucurat foarte mult pentru că Domnul Sfânt vrea să ne vorbească în seara aceasta despre credință. Credința noastră care este mai scumpă decât aurul. În urma auzirea cuvântului Domnului vine credința. Credința este darul lui Dumnezeu, care Dumnezeu a dat în viața noastră. Nu să fim noi mai deosebiți ca alții, sau nu să cumva să ne creem noi mai importanți decât alții. Și doar să ne bucurăm de binecuvântarea lui Dumnezeu care am primit din mâna Lui, slăviți să fie Domnul. Am notat deja patru puncte, patru pași, dar cred că nu o să ajungă timpul. Cât Domnul mai lasă, slăviți să fie Domnul. Amin. Eu găsesc foarte bine, am și știu că dumneavoastră vă bucurați. Slăviți să fie Domnul. Amin. Primul pas este să ascultăm de cuvântul Domnului. Pasul 2, să ne păzim mintea și inima. Pasul 3, să ne bizuim pe Duhul Sfânt în rugăciune. Și pasul 4 este să rămânem în dragoste ca să avem parte de veșnicie. Slăviți să fie Domnul! Pasul numărul 1. În versetul 3 din Epistola lui Iuda, cuvântul Domnului spune așa: Preiubiților, pe când căutam cu tot din adus să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Iuda s-a văzut silit ca să ne spună despre credința noastră. În versetul 17: Dar voi, preaiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele veștite mai dinainte de Apostolul Domnului nostru Iisus Hristos. Să ne aducem aminte. Ca să stai în ascultare, trebuie să-ți aduci aminte ce a vorbit Domnul Iisus Hristos, ce a vorbit Apostolul Domnului Iisus Hristos, ce vrea să ne spună cu lucrul acesta. În 2 Ioan, Epistola 2 lui Ioan, capitolul 1. Capitolul 1. Versetul 8 și 9 spune: Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul mâncii voastre și să primiți o răsplată de plină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul. De ce trebuie să păzim noi cuvântul Domnului? Să-L avem pe Tatăl și pe Fiul. Ca nu cumva să o luăm înainte, să ne credem mai deosebiți ca alții, sunt unii care au luat înaintea Domnului. Dumnezeu să ne păzească. Pasul 2. Să ne păzim mintea și inima. Să ne păzim mintea și inima să nu cădem de la credință. Amin. Și sunt vremi în urmă care așa de mulți cad, pot veni și în casa Domnului și poate să fie căzut. Poate să fie în casa Domnului să fie căzut? Da. Pentru că mintea ta este cuprinsă de tot felul de lucruri. Și la un moment dat ne mirăm că auzim pe unii de frații noștri și spun că nu știu ce să mai cred. Și privind la rodul lor,
La faptele lor, la viața lor, nu mai păzesc cuvântul lui Dumnezeu. Nu-și mai aduc aminte de poruncile lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos mi-a spus, dacă păziți poruncile mele, mă veți iubi. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Nu se poate să iubim pe Dumnezeu și să nu păzim poruncile Lui. Să nu cumva să avem o credință drăcească. Și dragi, cred, dar nu se supun, se vioară. Cu părere rău spun lucrul acesta, pentru că mulți au darul acesta negativ, darul drăcesc. Cred că și există Dumnezeu, este singur Dumnezeu. Diferența ce ne face pe noi, Dumnezeu nu este Tatăl tuturor oamenilor. Este Creator tuturor lucrurilor. Dar Tatăl este acel care ascultă. Când Domnul Iisus Hristos a spus fariseilor, aveți pe Tatăl ca diavolul. Este lăudat că păzesc legea, că sunt oameni deosebiți. Sunt o seminție aleasă de Dumnezeu. Și erau căzuți la credință. Pentru că trăiau o minciună. Dumnezeu să ne păzească și pe noi. Amin. Doresc să citesc din 1 Timotei. Capitolul 1, versetul 18. Rog pe fratele Liviu să mă ajute. Pentru că timpul este înaintat. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după poruncile făcute mai dinainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Versetul 19. Și să păstrezi credința și un cuget curat. Deci n-ai cum să zici că am credință și să trăiești în fapte, în faptele întunericului. Și nu poți să ai fapte fără credință. De aceea și Petru ne spune, de aceea dați-vă și voi toate semința să uniți credința cu fapta. Să vede cât facem, frații mei. Să vede cât credem atunci când faci. Deja când crezi din toată inima, deja pui și în activitate. Acționezi. Te duci, crezi. Te lupți. Dar dacă ești într-o stare așa de căldice, îmi spune Apocalipsa, pentru că dacă ai fi rece sau fierbinte, ar fi în clocot, ar fi bine. Dar pentru că ești căldice, ești și cu lumea și cu Dumnezeu. Așa că de unii, că și cu Domnul vreau să fiu, dar și cu lumea, nu se poate. E o amăgire totală. Atunci când iubești pe Dumnezeu, trebuie să crezi din toată inima că El este în cer. Și că răsplătește pe cel care caută. Noi așteptăm o răsplată din mâna lui Dumnezeu. Stăteam de vorbă cu un prieten de-al meu foarte bun, are în jur de 37 de ani și a zis, bă, abia aș să vină Domnul, nu mai vine Domnul odată. Așa m-am săturat de pământul ăsta. De atâta păcat, de atâta neleciune, de atâta necaz, m-am săturat. Un tânăr de 37 de ani care tot viitorul înainte. Un om al lui Dumnezeu așteaptă venirea Domnului, grăbește venirea lui Dumnezeu și pătrează cugetul curat, îți păzește ploape loc de legiuire, inima. În cuvântul Domnului spune așa, în Proverbe 4:23, păzește-ți inima mai mult. Dar de ce? Din ea iasă izvorul vieții. Dacă Dumnezeu a pus în tine Duhul lui Hristos, din ea iasă izvorul de vieții. Din ea pleacă sentimentul, dragostea, mila și bunătatea din inimă, dacă acumulezi, dacă ești în credință în Iisus Hristos. Luca 12 cu versetul 15. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de pană. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. De ce să ne păzim noi? Pavel se adresează lui Timotei.
Că unii care au fost în credință și au căzut. Sunt foarte multe persoane care au fost, au început bine. Stăteam de vorbă azi noapte cu un om al lui Dumnezeu și stăteam de vorbă cu oamenii care au căzut de la credință și au zis, frate, eu nu mai mă mir. Eu mă mir unde mai stau în picioare. Știu că numai mila lui Dumnezeu mă ține în picioare pe cale. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea mea, puteam să fiu departe de fața Lui. Important este dacă veghez eu, pe mine nu trebuie să mă intereseze cine este în credință, cine trăiește pocăința, pentru că asta o știm fiecare frații mei. Putem veni locul acesta om înfățișare, de sfânt, de pios, de slujitor al Domnului, dar Dumnezeu care are ochii Lui deschiși și vede totul, tot este descoperit, El știe când ești în cameră, numai tu singur. El știe atunci când ești cu prietenii tăi. El știe atunci când ești la școală, la servici. El știe viața ta zi de zi, în fiecare clipă. Gura ta ce vorbește, ochii tăi ne privesc. Inima ta ce postește. Credeți că degeaba a spus psalmistul, strâng cuvântul tău în inima mea. Am vorbit de la început despre cuvântul Domnului. Să ne aducem aminte cum am primit de Domnul Iisus Hristos, m-am primit cuvântul adevărului. Pentru că de multe ori, în vremurile noastre s-au strecurat mulți învățători mincinoși. Și știi că duminicile care au trecut, mi s-au vorbit despre prorocii mincinoși. Vreau să vă spun că prorocii mincinoși sunt și aceia care spun așa vorbește Domnul și cei care dă și învățătură. Dumnezeu să ne facă să fim conștienți, să ne păstrăm mintea, cugetul curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ca nu cumva să ne placă, ca nu cumva să ne atreagă firea, carnea, poftele carnale să ne placă. Să spunem că este bine și așa, că nu-i chiar așa de mare păcat, că pot să fac și lucrul acesta. Dumnezeu ne spune prin cuvântul Lui, fiți sfinți că sunt sfânt. Și nimic întinat și spurcat nu intra în Împărăția lui Dumnezeu. Pavel ne adevărește lucrul acesta prin Evanghelie, prin Sfintele Epistole. Pisma, ura, ceata, curvile, închinarea la idol. De atâtea ori ascultăm, ne spune Duhul Sfânt despre lucrul acestea. Și ne-am obișnuit cu cuvântul lui Dumnezeu și nu punem la inimă. Dumnezeu să ne recuvinteze. Pasul 3. Să ne vizim pe Duhul Sfânt în rugăciune. Versetul 20. Tot din Iuda. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Dar de ce mai este nevoie dacă am credință să mă rog prin Duhul Sfânt? Oare mai avem nevoie de Duhul Sfânt? Da. Cu atâția învățători, cu atâția pregătiți, teologi, cu atâta știință, cu atâta cunoștință, mai avem oare nevoie de Duhul Sfânt? Slăviți să fie Domnul. Amin. Să ne păzească Dumnezeu. Frații mei, a fi împotriva Duhului Sfânt nu înseamnă să nu crezi că este Duhul Sfânt. Și că lucrează. Să păcătuiești împotriva trupului tău. Pavel spune, voi nu știți că trupurile voastre sunt niște templul a Duhului Sfânt, că Dumnezeu a pus Duhul Sfânt în voi și Dumnezeu vă l-a nimicit pe cel care nimicește templul. Va veni o zi a judecății când noi, m-a dat socoteală înaintea Dumnezeu, prin faptul că noi am dărât trupul nostru prin tot fel de lucruri murdare și nu am păstrat curat. De aceea spune Pavel Tesalonicenilor, de aceea și sufletul vostru, Duhul vostru și trupul vostru să fie păzite și întregi până la arătarea lui Iisus Hristos, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să știți și atunci când mâncăm, trebuie să avem grijă cu trupul nostru, să nu cumva să ne îmbolnăvim. Și atunci când muncim, și atunci când trudim pe acest pământ, trebuie să avem grijă. O zi măcar din săptămână să ne punem la odihnă. Eu vreau să vă mărturisesc că de multe ori așa mai adică o mențeală, zică pe jos.
Pentru că Duhul este plin de râvnă. Atâtea nopți dormite, energie multă consumată, trupul nu mai poate, citează. Și după aceea, într-o dată, auzi că bolnavul face la urgență. Domnul să ne dea înțelepciune la toți. Să ne binecuvinteze Dumnezeu, să le face toate cu rânduială. Este adevărat că dacă ne străduim și ne strim mai mult în via Domnului, pe câmpul Evangheliei, Dumnezeu ne va da mai mare răsplată celor care slujim. Pentru că vedem și în adevărește Pavel, Timotei, din cauza veselor bolnavii. Deci Timotei des era bolnav. Elisei a murit bolnav de picioare. Cât s-a slujit la Domnul, a murit. A fost și alții care n-au dus la moarte. Să vii să fie Domn pentru harul pe dat. Dar nu este, nu sunteți putiți să zic eu, Doamne, tu vezi că eu stau non-stop la dispoziție, dar mie să-mi dai sănătate plină. Nu putem pretinde de partea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Efeseni, capitolul 6, versetul 18. Efeseni 6, cu versetul 18. Faceți în toată vremea prin Duhul. Cum? Nu e destul să ne rugăm de trei ori pe zi. Nu e destul să ne rugăm o oră în casa Domnului. Nu. Și atunci când ești la locul de muncă, și atunci când ești cu mașina în călătorie, și atunci când ești acasă, poți să te rogi, ai ocazia să te rogi Domnului prin Duhul. Pentru că nu știm diavolul ce ne-a pregătit, ce ne așteaptă. De multe ori Dumnezeu m-a înștiințat și a spus, diavolul vrea să-ți iei viața. Dar tu, fă lucrul acesta. Și vreau să spun că noi de multe ori privim și spunem, da, și Dumnezeu mi-a spus că nu ce-i zbăvirea. Dar noi nu facem ceea ce ne-a spus Duhul Sfânt. Domnul spune pe Duhul Sfânt, tu roadă-te și vei vedea zbăvirea. Dar noi nu ne rugăm că ne este greu. Așa este. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Atunci se fac de un timp. Ne rugăm foarte puțin. Foarte puțin ne rugăm, frații mei. Oare Dumnezeu nu ne mai ascultă? Oare mai avem noi credință în Dumnezeu? Oare nu cumva am căzut noi de la credință? Oare nu cumva ne-am pătat cugetul nostru? Vedem ca prin ceață. Dumnezeu să dea o parte orice obstacol. Amin. Să ne binecuvinteze Dumnezeu o credință care vine din mâna lui Sfântă. Amin. Este diferență mare între credință și credincioșie. Trebuie unită credința cu credincioșia. Amin. Eu cred că Dumnezeu poate să vindece. Eu cred că Dumnezeu mi-a pregătit un loc în cerul. Eu cred că Dumnezeu mi-a iertat pe păcatele mele. Eu cred că Dumnezeu poate să lucreze cu semne și minuni. Dar dacă Dumnezeu nu lucră, dar dacă Dumnezeu nu intervine, eu rămân credincios. Sau ce fac? Gândesc? Doamne, dacă Tu nu lucrezi, eu mă las de pocăință. Eu mă las de Dumnezeu. Și sunt foarte mulți oameni, și am auzit, o persoană foarte apropiată mie, nu este biserică de la noi, care a spus lucrul ăsta, vă mă las de pocăință. Dumnezeu să ne păzească. Amin. Diavolul abia așteaptă să aud din gura noastră. Nu mai punem preț pe mântuirea care nu s-a Domnul Iisus Hristos pentru jertfa lui. El a murit ca să ne dea credința aceasta. A murit oamenii lui Dumnezeu ca noi să avem Evanghelia, să fim în liniște și facem lucrul acesta. Să avem credință deplină în Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să fim în credință întotdeauna. Și să rămânem credinciosului chiar dacă vom trece prin suferințe. Cum era să spună Pavel, Doamne, Tu ai lucrat cu semne și minuni, Tu ai eliberat demoni. Tu ne-ai dat credința aceasta. Și acum suntem închiși, suntem în pușcărie. De ce ai gândit lucrul acesta? Nu, i-a făcut, a lăudat pe Dumnezeu, a rămas credincios cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți care suntem aici. Pasul numărul 4. Să rămânem în dragoste, să avem parte de Domnul în viața veșnică. Amin. Deci trebuie să ascultăm de cuvântul Domnului. Trebuie să ne păstrăm cugetul curat. Trebuie să ne vizuim prin lucrarea Duhului Sfânt în biserică, frații mei. Duhul Sfânt să lucreze, nu omul. Nu prorocul și nici învățătorul și Domnul Iisus Hristos să lucreze, frații mei. Că noi suntem toți oameni și greșim. Dar Duhul Sfânt că lucrează, El știe. Că vine de la Tatăl, vine de la Domnul Iisus Hristos. Știe de ce avem nevoie. Și în seara aceasta ne știe Dumnezeu inima.
Ne știe cu ce inima a venit în locul acesta. Știe că ai inima nepăsătoare, ești indiferent. Nu mai citești cuvântul lui Dumnezeu, nu mai stă în rugăciune. Ție este greu când auzi de vinerea, vinerea este rugăciune pentru frații și surori. Este o povară pentru noi, Dumnezeu să ne ierte în seara aceasta. Mă bucur pentru bisericile care sunt pline joia și vinerea. Să știți că biserica adevărată, eu cred că atunci este. Duminica seara vin la serar, musafiri, care gâfâie de atâta bine. Și spun, ce mai vrea să zică și ăsta? Vine cu torfoate de Duhul după el. Și nu ne putem ruga, și nu mai putem cânta pe Duhul Sfânt, nu mai putem predica Evanghelia, pentru că vedem împotrivit simțind puterea demonică, Domnul să lămustre în seara aceasta. Și să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze, frații mei, să implorăm prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Este foarte greu, este o luptă. Așa că când auzim despre pocăință, eu când am auzit prima dată că trebuie să mă pocăiesc, mai bine duteam un partul păcat. Era plin de mândrie, cu lucrurile murdare din lume și eu eram cel mai fericit. Așa ziceam. La urmă, când Dumnezeu mi-a descoperit pe Duhul Sfânt starea mea nenorocită, și am zis, Doamne, trebuie să mă pocăiesc. Și vreau să vă spun că a trecut aproximativ 14 ani și trebuie să tot să mai mă pocăiesc. Și în fiecare zi trebuie să mă pocăiesc mai mult. Trebuie să mă lupt pentru cugetul meu care să-l am curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea mea. Că nu cu gura mea să blasteme, gura mea să scoată cuvinte nefolositoare. Trebuie să le ghici și să mă lupt, frații mei. Noi suntem chemați la luptă. Fără luptă nu iese cu lună. Să nu poți avea biruință fără luptă. Dacă nu te lupt, n-ai cum să ai biruință. Ești acolo. E posibil să fii pierdut o bătărie. Dar n-ai pierdut războiul cu diavolul. Ridică-te în capul oaselor. Declară război în numele Domnului Iisus Hristos. Luptă-te! Lupta cea bună! Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Doresc să citesc din 2 Timotei, capitolul 4, versetul 8. Și cu asta vreau să închei. Și vreau să încerc tare că am trecut câteva minute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. De acum așteaptă cu luna neprihănirii pe care mi-o da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor iubi. Maranatha, bine Domnul. Haideți ca fecioare să ne rugăm Domnului. Să ne binecuvinteze în seara aceasta. Dar cumva are un păcat al puterea asupra noastră, să cerem Domnului să ne libereze în seara aceasta. Să cerem Domnului, Doamne, ajută-ne să ne păstrăm cugetul curat înaintea Ta și înaintea oamenilor. Înaintea oamenilor putem să ne arătăm că avem cugetul curat, dar Dumnezeu ne cunoaște. Dumnezeu cunoaște când mergi pe stradă. Dumnezeu cunoaște când stai înaintea televizorului. Eu apreciez oamenii care au avut rugăciune și pot să spună nu și dau altă învățătură sau altă încredințare. Și am ascultat un om al Dumnezeu și mi-a spus, am auzit predica aceasta și mi-a spus, tu când te uiți la televizor sau când te uiți la internet, poți să mai spui slăvit să fie Domnul? Deci să luăm în mine aminte. Cuțitul putem folosi de a te admită sau de a omorâ. Televizorul putem folosi pentru zidirea noastră. Sunt mărturii, sunt predici, sunt cântări foarte bune. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu înțelepciune. Amin. Amin. Să le folosim în stăpânirea numele Domnului Iisus Hristos. Nimic să ne miluie pe noi. Și tot ce face să slăvim pe Dumnezeu. Aș dori în rugăciunea aceasta, fratele Ghiță Turcu, să-i mulțumească Domnului. Să cerem Domnului să ne binecuvânteze mai departe. Amin? Amin. Să-i mulțumim Domnului că a fost prezent aici. Și ne-am bucurat. Slăviți-a pe Domnul. Tată!